cărnicești, părinți, profesori, colegi, onorată asistență, încep prin a mulțumi din toată inima pentru această invitație, deosebit onorabilă, invitația făcută din partea Fundației Părintele Timotei și a părintelui Consilier Cultural, Mihai Săsăujan. Ne bucurăm tare mult de prezența dumneavoastră. Sunt persoane aici care l-au cunoscut personal pe părintele Benedict. Am avut și eu acest privilegiu. Am scris câteva rânduri în acest volum. Părintele Benedict, eu și Duhovnic Smerit și celelalte. Și nu aș vrea să prea multe lucruri pe care le-am scris acolo. Dar aș vrea să-i rog foarte pe scurt momentul, anul, liber, să spun, ziua în care l-am cunoscut. E vorba de anul 1971. Veneam în București, din un sătuc din nordul Ardealului, un sătuc de la Poalele Munților Călimani, și era deja luna octombrie, venisem cu câteva zile înainte de 1 octombrie, noi așa începeam seminarul, și pe 25 octombrie, știți, vă amintiți, era și există și acum procesiunea scoaterii moașilor Sfântului Dimitrie Basarabov. Și noi, elevii seminariști, împreună cu studenții, asiguram cordoanele, ordinea. Nu erau, cum se numesc acum, cei reprezentanți de la primărie care țin ordinea. Și atunci, prima imagine cu Părintele Benedict mi-a apărut în clipa în care au ieșit slujitorii din catedrală în fața raclei și m-am uitat și eu așa ca un copil venit de la țară, uimit, vedeam pentru prima oară așa ceva, și între acele chipuri erau, știu, poate vreo 10, vreo 20, mi-a apărut un chipul părintelui, dar nu știam cine este, foarte luminos, așa senin, parcă strălucea, n-aș zice ca soare, dar în orice caz m-a izbit strălucirea chipului. Și despre această lumină a chipului s-a scris, și vă rugăm să citiți, Părintele Episcop Timotei a scris foarte frumos în mai multe rânduri și în aceste volume veți găsi o descriere foarte plastică a imaginii luminoase. Și am rămas cu această imagine. Anii au trecut, în 1978 aveam să mă căsătoresc cu Irina, aici de față, fiica părintelui Constantin Voicescu, și părintele Constantin Voicescu m-a întrebat atunci dacă n-aș vrea să mă duc la, să mă spovedesc la același duhovnic pe care l-au și dânsii, familia părintelui, să spovedea la părintele Benedict. Mi-a zis, poate numele n-am tras pe seamă, zic, da, cum să nu, știam din seminar că e bine ca soțul și soția să aibă același duhovnic, fiindcă Irina l-avea deja pe părintele Benedict, am zis că sigur să mă duc și eu. În clipa în care am ajuns la Cernica, era deja 1978, și a ieșit părintele să ne întâmpine, am fost șocat. Am recunoscut acel chip pe care îl văzuse în 1971. De atunci nu l-am mai văzut. Noi aveam un program foarte strict, acolo nu ieșeam, nu prea mergeam, nu l-am mai văzut. Și sigur că m-am bucurat tare mult de duhovnicia părintelui. Vreau să vă spun un singur lucru, am scris despre el, dar ceea ce am învățat și eu ca smerit duhovnic ulterior, a spus Costion Nicolescu Adineauri și știți și dumneavoastră mulți, părintele vorbea foarte puțin. În cadrul spovedaniei, părintele vorbea foarte puțin. Te lăsa să vorbești, sfaturi puține, știu cuvintele numărate în total, dacă erau 10-20. Făcea dezlegarea, punta ce era nevoie să punteze și asta ne-am îngăduit să scriu și aici. Aș sfătui pe viitorii preoți, pe tinerii duhovnici, să procedeze la fel. Vine credinciosul la spovedanie, să-l lăsăm să vorbească. Un minut, două, trei, chiar dacă mai greșește, are emoții, are probleme, are păcate grele. După două, trei minute își revine și spune tot până la urmă. Că dacă noi îl întrerupem din primul minut, sigur că omul se blochează. Asta am învățat în primul rând de la părintele Benedict Iuș, ca duhovnic. Și
După aceea, sigur că ne-am bucurat tare mult de aceste evocări, de aceste cărți scrise. Preasfințitul Părinte Episcop Timotei are această dragoste deosebită să evoce chipuri de lumină, chipuri de mărturisitori, chipuri duhovnicești. Și iată, nu întâmplător, poate această echipă, Părintele Profesor Gheorghe Holbea, de câțiva ani buni, ține conferințe și acum mai nou și la biserică, la parochie, la Precupeții Noi, acolo, are seri catehetice în care evocă mărturisitori și preoți și laici. Da. Iar Părintele Mihai Săsăujan și cu echipa dânsului, iată, ne-au pus la îndemână un catalog editorial. L-ați primit, frate, și dumneavoastră. Am vrea să-i felicităm și să le mulțumim pentru tot efortul pe care îl fac, cu binecuvântarea Părintelui Patriar și cu purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Episcop Timotei Prahoveanu. Aș vrea să închei cu o mărturie inedită. Nu de mult, Cătălina Velculescu, care acum are 77 de ani, cunoscut cercetător istoric și literar, specializată mai ales în istoria literaturii române vechi, a scos o carte, are mai multe cărți publicate și multora cred că vă este un nume cunoscut, repet, Cătălina Velculescu, ne-a dus această carte la parohie, la biserică, un fel de antologie în care vorbește despre proloage, despre fiziolog, despre Alexandria și despre cosmografie. Și m-am bucurat tare mult de faptul că aici practic realizează un mic studiu despre felul în care Părintele Benedict Ghiuș lucra la proloage. Și de multe ori, după spovedanie sau înainte, sau poate fără spovedanie, însoțindu-l pe Părintele Voicescu, care a lucrat împreună cu Părintele Benedict, asistam plin de admirație la discuțiile lor efectiv academice. Și despre acest nivel academic mărturisește Cătălina Velculescu și aș vrea măcar câteva rânduri să vă citesc, pentru că aduce o informație despre care nu știam și poate mulți nu știți. Când Părintele Benedict a transcris prologile de la Neamț, de pe literă slavonă, pe literă latină, a avut la îndemână și a căutat alte izvoare deosebit de prețioase. Iată ce spune Cătălina Velculescu. Grupul de la Cernica cunoștea, pe lângă ediția în limba română de la Mănăstirea Neamț, și un manuscris românesc de la Cozia și cele patru manuscrise românești de la Episcopia Romanului, sfârșitul secolului, manuscrise care împreună cu viețile sfinților au stat la bază amintite ediții din secolul IX, precum și exemplare ale prologilor tipărite la Moscova în secolele 17 și 18. Scopul grupului de la Cernica, și despre care grup vorbește, Părintele Benedict, Părintele Constantin Voicescu și Maria Bălan, sora Părintelui Bălan, mai târziu monahia Maria Bălan. Scopul grupului pomenită din Neaur era ca de a aduce prologele cât mai aproape de cerințele cititorului român contemporan. De aceea, comparau diferite narațiuni sau cuvinte de învățătură din ediția de la Mănăstirea Neamț cu informațiile pe care bănuiau că noi prezumtivi receptori l-ar avea despre subiectele respective și îndreptau afirmațiile greșite sau prea vagi. Interveneau la nivel lingvistic, înlăturând cuvintele sau formele gramaticale învechite care ajunseseră de neînțeles, dar păstrându-le pe acelea care corespundeau încă înțelegerii cititorilor. Și purtau cu ele nu doar savoarea vechimii, ci și capacitatea de a oferi un plus de credibilitate prin adâncirea în timpuri străvechi. Iată așadar nivelul academic deosebit în care au fost transcrise prologele. Vă mulțumim pentru participare, vă mulțumim pentru invitație. Mulțumesc și mulțumim în numele dumneavoastră tuturor Părintelui Profesor Vasile Gordon. Dăm în continuare cuvântul Preasfântului Părinte Timotei Prahoveanu,
episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a acceptat invitația